sortimente de Zic ceaiuri de lapte. Salut, sunt Otto de la Miere TV și astăzi testez pentru prima dată aceste tipuri de lapte vegetal. Avem aici 4 sortimente pe care le-am cumpărat de la Lidl, așa că dacă vreți să le testați și voi, sigur aveți câte un Lidl în orașul vostru. Pe lângă aceste sortimente mai există și laptele de cocos, însă nu mai aveau pe stoc. Prețul acestor produse este undeva la 5-6 lei pe cutie. Nu mai știu exact pentru că am aruncat bonul, însă nu este scump și este recomandat celor care au intoleranță la lactoză. Eu nu am mai băut lapte dulce de câțiva ani pentru că am observat că mă deranjează foarte tare la stomac atunci când îl consum. Însă când eram mic îmi plăcea foarte, foarte mult, îl consumam cu biscuiți, cozonac, cacao cu lapte sau chiar simplu. Am ales să testez aceste produse pentru că sunt foarte curios și vreau să văd dacă se aseamănă la gust cu laptele de vacă, iar la sfârșitul clipului o să vă fac și o rețetă de fulgi de ovăz. Din câte știu eu, se mai pot consuma în shake-uri, iar pentru că nu sunt familiarizat cu aceste produse, astăzi fiind prima dată când le testez, v-aș ruga și v-aș fi recunoscător dacă mi-ați lăsa în comentarii cu ce se mai pot combina aceste tipuri de lapte vegetal și care este preferatul vostru. Haideți să le punem în pahare transparente să vedem cum arată, ce gust au și să vă citesc etichetele. Bun, acum că a apărut și laptele, vreau să vă mai spun că acest lapte este de vacă. Uitați, vaca aici, însă scria semi-skin și am crezut că scrie seed și am crezut că e de semințe. Așa că pe acesta îl vom pune jos, îl vom pune deoparte și paharul lui. Și mai rămânem cu acestea trei. Am zis că începem cu laptele de soia. După cum puteți observa, are o culoare mai închisă, de exemplu, decât cel de migdale. Asta e mult mai alb, asta e un pic mai maroniu. Iar ăsta de ovăz este ca și culoare între ele. Să-l miros. Mamă, ăsta miroase chiar ca laptele de vacă. Nu e rău la gust, dar nu știu exact ce gust are. Da, soia am mâncat de câteva ori în viața mea. Nu prea știu exact să vă explic gustul ăsta, dar este un gust bun, nu este rău deloc. Chiar e foarte bun. Hai să vedem câte calorii are. 44 de calorii are ăsta de soia și proteine 3,6 grame. Putem compara cu ăsta de cu laptele de vacă. Deci ăsta e lapte bio de vacă, 1,5% grăsime. Nu prea scrie mare lucru pe aici. Lapte semidegresat, ultrapasteurizat, UHT, și omogenizat. Conținut de grăsimi 1,5%, produs ecologic, din agricultură ecologică controlată. Cam atât scrie. Și m-a păcălit, m-a indus în eroare, dar acum am văzut văcuțele pe etichetă și mi-am dat seama. Deci ăsta are 46 de calorii și ăsta de soia are 44. Se aseamănă, deci nu are mai multe calorii sau ceva. Ăsta cred că are mai puține, da, ăsta are 26 și ăsta 37. Deci cel mai slab în calorii este laptele de migdale, dintre cele trei. Haideți să revenim la laptele de soia, este un lapte foarte bun, chiar îmi place la gust și dacă îl amesteci cu niște cereale, nu cred că o să-ți dai seama că nu este lapte de vacă. Da, chiar foarte bun. Laptele ăsta. Haideți să punem așa mai într-o parte. Laptele de ovăz, după cum vă spuneam, are 37 de calorii, are mai puține calorii decât cel de soia. Are culoarea foarte asemănătoare cu cel de soia, un alb, dar mai închis așa la culoare, mai gălbui. Asta miroase exact ca fulgi de ovăz. Pentru că e din ovăz, evident. Da, foarte bun și ăsta. Wow, deci nu vine să cred că n-am băut până acum. Foarte, foarte bun și ăsta. Super bun. Are un gust foarte bun, o consistență bună. Bun, și hai să trecem și la ultimul lapte, cel de migdale. După cum vedeți, este cel mai alb. Are cele mai puține calorii, 26 de kilocalorii. Sper să fie și cel mai bun, pentru că atunci când am început să filmez acest clip, am pregătit acea rețetă de fulgi de ovăz,
cu acest tip de lapte. Am lăsat-o la înmuiat, fără să o mai încălzesc pe foc. Și sper să fie cel mai bun lapte, pentru că urmează să mănânc acea budincă de fulgi de ovăz. Haideți să vedem ce miros are. Are un miros neutru, nu simt. Un pic de migdale. Wow, deci care are așa o esență de migdale în el. Da. În schimb, ca și consistență... mai apos așa, nu știu, îți lasă în gură un gust de apă. Astea alte sunt mai, au o consistență mai groasă și asemănătoare laptelui de vacă. Da. Astea două sunt cele mai bune, după părerea mea. Ăsta de migdale, din păcate, chiar dacă are cele mai puține calorii, are un gust mai neutru, este mai apos așa, nu are consistența de lapte. Acestea două s-ar asemăna cel mai mult cu laptele de vacă și îmi plac foarte, foarte mult. Și acesta îmi place, nu pot spune că nu, dar acestea două îmi plac mai mult. Bun, acum haideți să vă arăt și rețeta de ovăz. Acest pahar l-am făcut înainte să mă apuc de filmatul acestui clip. Am pus lapte de migdale, fără să-l gust, l-am pus peste fulgi de ovăz într-un pahar. Și uitați cât de gros s-a făcut și ce bine a tras tot laptele. S-a făcut ca o budincă. Îl puteți pune și pe foc, să-i dați un clocot. Este foarte bun și cald. Sunt foarte multe rețete de budincă, de fulgi de ovăz, dar eu în seara asta îl voi face cu miere, fără să-l pun pe foc, așa direct l-am făcut în pahar. Aici am un borcan de miere cu nucă și migdale și caju. Voi pune câteva lingurițe pentru a avea un gust mai bun. Și a fi dulce. Bun, haideți să vă arăt și cum arată acest terci. Am pus aici câteva lingurițe de miere cu nucă. Am luat un borcan de la țară, nou, pentru că pe celălalt l-am terminat. Este un trio mix cu nuci, cu caju și migdale. Mai are și câteva bobițe de merișoare confiate. Am pus aici vreo două lingurițe. Acum haideți să și gustăm din el. Foarte bun este. Da, și chiar mai bun cu laptele ăsta. Bine, am pus de migdale, că n-am știut. Are Vanessa, are cel mai neutru gust, mi se pare, ăsta de migdale. E mai apos, așa, seamănă mai mult cu apa, la consistență. Astea două seamănă mai mult cu laptele de vacă. Dar, decât cu apă, e parcă e mult mai bun. Și faptul că e dulce și cu nuca aia, extraordinar. Vreau să vă spun că sunt foarte, foarte surprins de cât de bune sunt aceste tipuri de lapte vegetal. Nu am consumat până acum, dar de acum cred că o să încep să consum, pentru că îmi plac foarte, foarte mult și trebuie să mă apuc să consum și foarte mulți fulgi de ovăz, pentru că sunt la slăbire, după cum știți, și sunt foarte, foarte sănătoși și bogați în fibre. Vă recomand să încercați și voi aceste produse, pentru că sunt foarte, foarte bune. Eu am rămas chiar foarte surprins de cât de bune sunt. Dacă v-a plăcut acest clip, bineînțeles, nu uitați să lăsați un like, să lăsați un comentariu, să vă abonați la acest canal, pentru că voi face foarte multe clipuri de acum încolo pentru voi. Eu sunt Otto, până data viitoare, vă salut! Ciao!